Bună seara! Bine v-am găsit, de fapt bine v-am regăsit la Business Woman. După cum știți, aceasta este prima ediție a noului concept Business Woman. El a mai existat în istoria postului Canal 33, dar acum este o nouă ediție. Bine, evident, în noile condiții avem o grămadă de paradigme noi în care ne situăm și va trebui să avem și abordări diferite. Dar cu toate astea, am rămas fideli dorinței și crezului că acolo unde este posibil, trebuie să fie promovate bunele exemple. Și România are bune exemple de antreprenoriat și mai ales are bune exemple de antreprenoriat feminin. De aceea am readus emisiunea Business Woman în atenția dumneavoastră. O vom face în așa fel încât vă vom prezenta exemple de bună practică, dar în aceeași măsură vom încerca să aducem în fața dumneavoastră nu doar femeia de afaceri, ci femeia care a făcut afacerea respectivă. Pentru că antreprenoriatul feminin are mulți piloni și multe valori care trebuie aduse în față. De aceea dați-mi voie să încep acest șir de emisiuni Business Woman cu o doamnă pe care o cunosc de mult și am preferat să fie așa pentru că îi cunosc evoluția și personală și profesională și mai ales spirituală. Am văzut cum o tânără puștoaică jurnalist s-a transformat într-un om care reușește în acest moment printr-un discurs sau printr-o acțiune pe care reușește să o ducă la capăt să schimbe uneori destinul unei industrii. Încearcă să facă acest lucru cu instrumentele pe care le are, cu elementele cu care poate să jongleze la nivelul la care se află, dar foarte mulți colegi de-a ei nu-i contestă această autoritate. Și mai mult decât atât, eu și susțin și o și ajută. Așadar, vom vorbi despre industria modei sau mai degrabă despre industria luxului. Dar dacă vreți, până la urmă vorbim despre industria producerii de haine, industria textilă. Iar în această seară am adus o prietenă pe care o cunosc de 25 de ani. Dați-mi voie, vă rog frumos, să fiți părtași în această seară la o poveste de viață și de business. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă prezint pe Clara Rotescu. Bună seara, Clara! Bună seara, îți mulțumesc foarte tare pentru prezentare. Bună seara, Canal 33. Bună seara tuturor telespectatorilor Canal 33. Vă mulțumesc foarte tare pentru onoarea de a mă afla aici, prima într-o astfel de emisiune. Am încercat să fie o emisiune în care să vorbim și despre evoluția personală și despre evoluția profesională și despre evoluția spirituală. Pentru că noi suntem în acest moment Canal 33, dar și antreprenorii în general suntem foarte convinși că nu se pot construi afaceri doar având în gând și având o direcție de dezvoltare pur de business. Trebuie să fii un om care să investești în tine și mai ales trebuie să fii un om care să-ți dorești să te înalți și spiritual. Teoretic, am să fac o prezentare foarte scurtă în acest moment, de început. Clara Rotescu este, de fapt, proprietarul brandului meu. Este președinta Federației Române de Design și Accesorii, este mama lui Alex și este soția lui Florin. Lucruri pe care sunt extrem de importante de punctat înainte de a începe această discuție, pentru că și tu ți-ai dorit ca ele să fie punctate. Chiar așa este. Până la sfârșitul zilei, sunt un om absolut normal. Vorbind despre partea de business,
Zilele productivității, zilele industrialismului sălbatic, construirii business-ului pe eficiență, pe muncă ieftină, pe oameni ușor de înlocuit s-au dus. Zilele antreprenoriatului actual la nivel global, nu vorbim doar despre România, sunt zilele omului care construiește cu emoție, cu autenticitate, care se aruncă în cap, este rebel, este atipic, pentru că businessul previzibil nu mai produce eficiență, nu mai produce o poveste autentică. Faptul că producția poate fi făcută peste tot, iar conexiunea la nivel global cu targetul tău este atât de rapidă, te face să te ții, să fii în priză efectiv 24/24, dar această priză nu mai este cea a eficienței. Trebuie să fii inspirat, trebuie să-ți comunici povestea corect, trebuie să rămâi constant poveștii tale, trebuie să ți-o asumi și trebuie să creezi o cultură, să-ți găsești tribul, cum ar zice Seth Godin, și să construiești o cultură care să se adreseze tribului tău. Până la urmă, cultura aceasta pe care o construiești devine propria ta strategie de marketing. Haideți să vorbim și n-aș vrea să trec peste o mică poveste de început a brandului, pentru că oamenii au intrat, sau să spunem mai degrabă că opinia publică a intrat în legătură cu numele Clara Rotescu dintr-un alt context. Într-un alt context, da, pe care ți l-ai construit o bucată de timp, respectiv în jurnalismul de modă sau în jurnalismul de monden, dar ce s-a fost extrem de interesant pentru tine a fost că ai făcut un switch foarte important către industria din care tu îți luai subiect. Ai început să o înțelegi, să o construiești și iată să o și schimbi. Da, 20 de ani de jurnalism, primii ani pe politic și următorii ani pe monden. În paralel am făcut o parte importantă de strategii de imagine din industria pentru branduri aflate sau aflate în construcție în industria de fashion. Faptul că am fost parte la evenimentele importante ale industriei m-au făcut să înțeleg acest business din toate unghiurile sale. Atunci când l-am întâlnit pe Florin, cumva am făcut pasul cel mare, am avut curajul alături de el să fac pasul cel mare și să construim brandul meu. Pentru că Miau ne spunem noi acasă unul celuilalt. Am înțeles. Și de aici vine, chiar la un moment dat, să știi că una dintre întrebări era cum de ți-ai gândit, cum de v-ați gândit să puneți, să puneți un astfel de nume unui brand care este construit deosebit de serios. Stai să te gândești că un brand care s-ar numi așa ar fi versatil, foarte tânăr, foarte young, dispus să facă să aibă abordări diferite. La tine, în schimb, a fost o construcție de brand și o construcție strategică foarte solidă. Și mă bucur că ai amintit cum v-ați ales numele. Nu-mi plac lucrurile superficiale și cred cu tărie că, indiferent că moda și industria luxului presupune o parte artistică importantă, sunt total alături de Stella McCartney în gândirea sa că industria luxului nu înseamnă nimic dacă piața nu se întâlnește cu produsul. Aceasta, de fapt, este Stella McCartney, a împrumutat această gândire de la Ishiguro, care era CEO-ul de la Toyota și când a lansat Toyota Hilux în Australia și a spus, și este cea mai bine vândută mașină a tuturor timpurilor, este o poveste de succes, și a spus, când piața se întâlnește cu produsul, atunci ai succes. Punct. Despre asta este vorba în aproape toate business-urile. Asta a fost și povestea ta până la urmă, pentru că n-ai făcut... Și asta este remarcabil. Dar ce este remarcabil în toată povestea este că piața trebuie să se întâlnească cu produsul, dar produsul nu trebuie neapărat adaptat la piață. Aici produsul trebuie să fie gândit așa cum îl crezi tu, trebuie să ai încredere în ceea ce faci, trebuie să fii absolut convins că produsul tău spune o poveste și spune povestea ta și să rămâi fidel în timp.
pentru că lipsa de fidelitate în timp este ușor recunoscutibilă. Nu vorbim de clienții finali, de design egal croitorie. Vorbim de clienții importanți, de clienții de buyer. Chiar acum o lună cineva comenta foarte urât despre moda românească și ne spunea că suntem execrabili și că nu existăm, să ne mai uităm la Dolce Gabbana, să ne mai uităm în dreapta, în stânga, și răspunsul meu a fost simplu. Toată lumea m-a întrebat, dar de ce ai răspuns? În primul rând am răspuns că e mult pentru că apreciez orice fel de comentariu. În al doilea rând am răspuns pentru că moda este foarte subiectivă. Moda nu trebuie să placă tuturor. Moda nu este o familie mare în care trebuie să ne placem toți cu toți. Moda, în schimb, înseamnă în spatele ei foarte multă muncă, înseamnă o idee a unui om, indiferent că este veche, indiferent că este reluată, indiferent că este reinterpretată, și înseamnă că dacă acel produs se regăsește mai mulți ani, acel om construiește ceva și există pe piață mai mulți ani, înseamnă muncă și înseamnă că piața s-a întâlnit cu produsul. Aici voiam să ajung, pentru că dacă la un moment dat, la început, își închipuie lumea că dacă te apuci de modă trebuie să faci ceea ce îți cere piața, aceasta s-ar putea să fie o strategie pierzătoare. Pentru că dacă faci ce îți cere piața, dacă este la modă să faci training-uri, sau dacă este la modă să faci bluze cu paiete, sau dacă este la modă să faci organza, și tu întotdeauna vei fi, ghilimele, la modă, sau vei fi personajul care va urma tendințe care nu îi se potrivesc, nu știu să fie adaptate, nu știu să fie valorificate, sunt aruncate în piață doar pentru a vinde niște produse și nu pentru a spune o poveste, este o strategie pierzătoare. Știi ce spune Thomas Emerson? Că cea mai mare realizare a unui om de business este, a unui om în general, este să fii tu însuți într-o lume care vrea să te schimbe tot timpul și să fii ca ea. Cam același lucru se întâmplă și cu produsul. Dacă produsul tău spune poveștile tuturor și nu pe a ta, înseamnă că este lipsit de autenticitate. Și este un produs care se pierde în mulțime. Cea mai mare mulțumire a mea a fost când, după 3 prezentări în România, îmi aduc și acum aminte că erau colecțiile abia însăielate, că arătau groaznic pe dedesubt, că... Dar fiecare etapă vine cu ciclul ei de învățare. M-am întâlnit cu o colegă de breaslă, cu Adina Buzatu, și îmi zice: am văzut ieri pe stradă o rochie și am spus femeii, sigur este de la Clara Rotescu, pentru că era imposibil să fie de la altceva, de la altcineva. Și acela a fost semnul că eu mi-am găsit drumul. Pentru că dacă oamenii îți recunosc rochiile frumoase, urâte, grozave, extraordinare, sau... Nu trebuie să placă oricui până la urmă, trebuie exact. Să placă cui trebuie. Da, înseamnă că ele se regăsesc acolo unde trebuie, se regăsesc pe stradă, nu? Dacă astăzi ai avea în față o grupă de studenți care ar face design, sau poate fi mai interesată să stai de vorbă cu o grupă de studenți care ar face economie, și aici ar trebui să îmi spui cam care este ponderea. Care le-ai spune că ar trebui să fie primii pași pe care trebuie să-i facă în construirea unei afaceri, după care construirea unui brand? Brandul este un lucru extraordinar care se întâmplă în ziua de astăzi, și nu numai construcția unui brand este importantă. Deja omenirea a trecut la celălalt nivel, construirea unui love mark, unui produs care este dorit, pentru că oamenii nu mai doresc produse de serie, oamenii doresc produse unice, produse recunoscutibile, produse interesante, produse care includ valoare emoțională, care includ marketing, care includ servicii. Dacă ar fi să le dau un sfat, dincolo de talent, indiferent, dincolo de dăruire, trebuie să se apuce serios de învățat și de muncă. Să cunoască acel business în toate etapele lui și să cunoască în detaliu absolut tot ceea ce fac toți oamenii pe care ei îi presupun importanți în businessul lor. Când ți-ai început businessul, aveai propria ta investiție în ceea ce înseamnă ustensile, în ceea ce înseamnă materiale? Evident că aveai nevoie de materie primă pentru ca să poți să ajungi la să faci prima producție, da? Dar
îți externalizasei serviciile de croitorie și de realizarea produsului sau ți le-ai asumat in-house de la început? Deși am vrut să încep grandios, așa cum își dorește oricine să înceapă, am preferat tehnica pașilor mici și am preferat să lucrez prima dată cumva într-o semi-externalizare. Oamenii erau angajați în firma mea absolut toți cu care lucram, dar lucrau practic de acasă, pentru că încă nu aveam un sediu al firmei. Asta a durat aproape jumătate de an, exact an care a coincis cu anul nașterii lui Alex, când și eu și Florin căram suluri pe la etajul 4 sau pe la etajul 9 prin Pantelimon, în funcție de unde stăteau. De unde stăteau croitoresele, da? Da, fetele. După care, de 13 ani, am propriul meu atelier. Acolo se desfășoară creația. Am aceleași fete și am mai adăugat altele, niște fete absolut extraordinare, extrem de talentate. Multe dintre ele vin la job cu plăcere pentru că fac asta din plăcere, ceea ce este absolut minunat. Doar ne-am mai adăugat oameni, nu am pierdut. Și... ți-ai luat mai degrabă oameni de creație sau ți-ai luat mai degrabă oameni de execuție? Echipa ta în acest moment câți oameni are? Eu sunt un om destul de echilibrat. Mergeam la un târg, am oameni care au făcut producție și știu ce înseamnă producția. Am oameni care au făcut creație și comandă și ne-au adus un plus de valoare în atelier, pentru că ne-au învățat lucruri pe care le înveți doar la comandă. Noi nu avem o producție de serie în adevăratul sens al cuvântului. Lucrăm cu mai multe fabrici din București și ateliere și din Agigea, lucrăm și din Craiova, am lucrat, mai externalizăm seriile mici și care sunt ușor de realizat, dar produsele noastre, multe dintre ele sunt făcute unul după altul la noi în atelier sau unul câte unul. Și fiecare fată de la noi din mașină preia produsul de la cap la coadă, îl verificăm. Cumva este o muncă de echipă extraordinară și această dragoste de a face lucruri se regăsește și în produs. În momentul ăsta mi-ai spus că ai o colecție. Nu există colecții de serie. Și aș vrea să știu cum ai împărțită producția în acest moment. Păi, în atelier lucrăm toate la colecție, pentru că e o adevărată plăcere și un adevărat challenge să facem colecții. Fiecare are rochia ei, este rochia Ioana, este rochia Mirela, este rochia Florence, este rochia Alina, este rochia Tanti Vasi, care ne calcă rochile, Cori, Iuliana, Aura, Irina, toate avem, că fiecare fată se implică în creația unei rochii sau nimeresc și creează o parte din colecție, ceea ce cumva le face parte în această muncă. Avem serii mici pe care le lucrăm în atelier, avem serii mai mari pe care le trimitem croite sau doar cu tiparele în ele către alte ateliere. Numai că noi mergem la târguri în străinătate, batem lumea destul de mult în vremurile normale. Chiar și acum ne-am întors de la Paris pe Fashion Week, deși ne-am asumat aceste riscuri alături de alte 20 de branduri românești. Luăm comenzi de la Bayer internațional, de la magazine multibrand și ne întoarcem cu comenzile. Comenzile nu sunt așa cum s-ar putea crede că lucrăm 100 de rochii, pentru că nu mai sunt acele comenzi. Nimeni nu mai cumpără pentru un magazin de lux 100 de rochii identice. Se cumpără rochia X 6 bucăți, 2,42, 2,46, 2, dar același model în 4 culori diferite. Deci există un gen de comandă, un gen de colecție, un gen de miniserie. Este o muncă diversificată. Industria textilă prinde forme noi, chiar și lonul a devenit o industrie de semi-design în România. Acum, după atâția ani de târguri internaționale, brandul pe care l-ai construit, unde se găsește în lume? În 17 țări se găsește. De regulă este în buticuri sau? În buticuri de lux cu rochi de seară sau cu
magazine multibrand de tipul Bloomingdale's, Harvey Nichols, Salam, în department store, în Los Angeles, în Moscova, în mai toată Italia, în buticurile de lux, în stațiunile de vacanță și în mai toate țările din Middle East, în Shanghai, în Hong Kong. Dacă... Sau... De fapt, întrebarea nu este dacă asta ți-ai pus în gând sau să faci cu brandul tău, ci când... Ba da. Asta ba ți-ai pus da. În gând? Ba întrebarea da. Era când, atunci când ai dat drumul la brand, ți-ai fi închipuit că poți să ajungi să faci aici astfel să de lucruri? În... Care este perioada de timp pe care ai imaginat-o că ar putea... Eu sunt un om destul de rapid și nesocotit în business și mi se pare, acționez destul de instinctiv și mi se pare că este corect așa, de obicei instinctul nu m-a înșelat. Sunt un om extrem de determinat în ceea ce fac, ceea ce mă ajută foarte tare în business. Sunt un om extrem de încăpățânat atunci când îmi doresc lucruri și fac tot posibilul să le obțin. Și atunci când am început, fusesem deja și văzusem ceea ce înseamnă târg internațional, fără, din postura de ziarist. O văzusem pe Irina Jotor, i-am văzut pe cei de la Dada care mergeau acum 25 de ani la primele târguri care au evoluat în actualul Who's Next și luau comenzi extraordinare. Și așa că atunci când am început să fac haine, știam exact că nu vreau să fac produse de 20 de lei să le vând în magazine în România. Știam clar că vreau să intru în industria de lux, știam că vreau să fac rochii de seară, știam că vreau să fac produse cu valoare mare adăugată. Înainte de toate, eu sunt un om destul de meticulos, obișnuit să învăț și tu știi asta, obișnuit să mă documentez și un om care citește foarte multă istorie. Și atunci când citești istorie, înțelegi puțin mentalitatea oamenilor cărora te vrei să te adresezi. De la bun început am vrut să merg pe piața din Middle East, de la bun început am vrut să merg pe piața rusă și de la bun început am avut niște piețe țintă. Acum, de pildă, sunt decisă și mă îndreptam anul acesta, chiar eram pe drum mai tot timpul, pregătită pentru piața americană. Niciodată nu am făcut pași în toate părțile. Practic, până nu mi-am stabilizat brandul pe o zonă, nu m-am îndreptat către alta. Dar aici ține de structura personală a fiecăruia și de puterea lui de a aduce aceste lucruri. Mă gândesc că de-a lungul vremii am citit că, de exemplu, studenților de la Academia de Artă, de la secția de design vestimentar, din păcate nu li se prezintă care sunt pașii de urmat în momentul în care vrei să-ți lansezi o marcă personală și nu sunt sprijiniți să se documenteze în zona de business, să reușească să acumuleze informații care să nu-i trimită imediat după ce și-au lansat prima colecție la care au muncit și și-au pus toată pasiunea în ea, să-i trimită cu întreaga colecție în depozit, pentru că n-au avut marketing, nu au avut descoperire de zonă de clienți potrivită. Și atunci, ceea ce descoper la tine este că, da, ești un om cu talent care realizează haine, dar pentru tine talentul în ceea ce înseamnă realizarea hainelor nu a fost nici măcar jumătate din această poveste. A fost o bucată din această poveste la care s-a adăugat cunoașterea structurii pieței și a creșterii unei afaceri. Știi ce se întâmplă? Zilele trecute cineva recomanda pe Facebook să ne uităm pe Netflix la poveștile de succes ale unor antrenori celebri, Mourinho, din fotbal, din diferite sporturi. Eu, care nu am făcut niciodată niciun sport, nu este vorba despre sport, este vorba despre povestea de succes. Dacă te uiți la povestea lui Stella McCartney, noi ca români am avea mentalitatea să spunem, păi era fata lui Paul McCartney, a venit Madonna în prima oară, gata. Dar dacă era fata lui Paul McCartney, putea să aibă un eșec răsunător sau doar trei magazine total neimportante
în Londra sau unde avea Paul McCartney spații comerciale. Povestea este o poveste de succes adevărată și ea spune următorul lucru. Designul înseamnă 40% talent, 60% marketing. Dacă tu nu știi să-ți vinzi povestea ta și a devenit indispensabil să faci asta... Mai ales acum? Mai ales acum și mai tot timpul în businessul actual, pentru că, încă o dată, internetul ne face să ne conectăm la secundă cu oamenii care sunt interesați de produsul nostru. Produsul nostru poate ajunge instantaneu pe piețele pe care le dorim, fie că vrem, fie că nu. Ce povestim în fiecare secundă despre noi? Ce povestim într-atât de bine încât alții ca noi să nu ajungă la tribul nostru? Fără să fim competitivi neapărat, să fim, poate chiar să fim fair play. Aici intervine talentul și știința de carte pe care studenții la arte din România nu o primesc în timpul școlii. Am fost cu Laura Lazar, am făcut amândouă Instituto di Burgo din Milano, care acum s-a unit cu Marangoni, acum mult timp. Eram stiliste amândouă și ne-am dus să facem cursuri de stilist la acest Instituto di Burgo. Și acolo aceste cursuri de stilist însemnau să te întâlnești cu omul care aranjează vitrinele la Ferragamo, omul care făcea magazinele la Fendi, omul care construia branduri. Și asta înseamnă mai multă școală decât un an de facultate. Pentru că oamenii ăia, prin experiența lor extraordinară, îți spuneau lucrurile practice pe care trebuie să le faci în momentul în care tu vrei să deschizi primul magazin al tău personal, tu vrei să ajungi să-ți reprezinți marca, tu trebuie să mergi la un târg, ce faci când ajungi la un târg. Numai că studenții din ziua de astăzi au un ajutor extraordinar. Dacă tu ții minte, noi când ne-am cunoscut, ne rugam de toată lumea să ne aducă o revistă din străinătate sau din aeroport și eram cele mai fericite când plecam cu niște tone de maculatură după noi, de Vogue USA, de tot felul de reviste care apărau în lume și pe care noi nu aveam acces decât aducându-ni-le cineva. În ziua de astăzi nu mai există așa ceva. Principala școală este ca tu să ai propriul tău timp pe care să ți-l dedici în fiecare zi studiului, pentru că deschizi telefonul, deschizi tableta, deschizi orice cale de comunicare la care tinerii din ziua de astăzi oricum au acces infinit ceea ce și descurcă mult mai repede decât noi, cred că, în această eră informatică, și observi cum se face o prezentare de modă, ce presupune asta, ce presupune prezența la un târg. Plus că poți întreba. Și cred că asta e foarte important. Asta este important și cred că urmează să-mi povestești despre pașii pe care îi faci tu în calitate de președinte de asociație a acestei industrii. Din ceea ce știu este că ai reușit să pui pe picioare niște misiuni economice în care designeri din România au reușit să meargă în străinătate și să-și prezinte colecțiile. Asta însemnând că în acele prezentări sau în acele prezențe, designerii români au putut lua comenzi, s-au întors cu ele acasă și au putut să-și internaționalizeze afacerile. Nu pot să-mi atribui poveștile de succes ale tuturor colegilor mei, dar cred că noi ca federație suntem o parte din aceste povești de succes și alături de noi se adaugă zi de zi nume noi. Ce pot să spun? Ideea acestei federații române de design și accesorii a pornit acum 7 ani. Mai întâi am fost o asociație, Bucharest Fashion District, formată din Air Satelier, Cătălin Botezatu, Laura Olteanu, la o masă, aici în București. Știam că se pot accesa fonduri de la Ministerul Economiei, Ministerul Industriilor pe vremea aceea, și ne-am decis să putem să accesăm și noi fonduri pentru a merge la export. Împreună cu dorința aceasta, care a fost destul de importantă, încă o dată cu determinarea, alături de noi s-au adăugat nume importante din domeniu. Cred că știam absolut
toată lumea din domeniu și încet, încet am început să construim această federație care este formată în acest moment din 6 asociații și aproape 180 de firme ale unor designeri importanți, mai puțin importanți, unor designeri care vor deveni importanți. Și singura noastră misiune în tot acest timp a fost să, alături de Ministerul Economiei, să reușim să luăm fonduri pentru absolut toți designerii care vin alături de noi și să încercăm să-i ducem la export. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă să mergem la târguri internaționale și federația noastră, prin toate asociațiile ei, organizează târgul de bijuterii prin la Amsterdam, Pure London, la Londra, Paris Fashion Week, la Paris Fashion Week, Milano Fashion Week și Micam cu încălțăminte marochinărie, organizează Atlanta Bridal Week, Barcelona Bridal Week pe zona de bridal și Dubai sau Abu Dhabi Fashion Week. Încă o dată începusem cu Moscova, dar cum a venit această blocadă din nou, ne-am retras de pe piața respectivă și am rămas, ne-am fixat pe aceste piețe. Care sunt condițiile noi? Ce a schimbat pandemia în industria pe care o cunoști atât de bine? Și cum se vede această industrie și din România, dar și din străinătate? Pentru că înainte de emisiune am punctat faptul că te-ai întors de la Paris și lucrurile parcă se văd diferit de acolo, pentru că abordarea vis-a-vis de subiect este ușor diferită. Hai să o luăm mai întâi cu provocările cu care, în fața cărora ați fost puși în acest moment, întreaga industrie, toți producătorii, toți designerii. Absolut. Cum ați preluat-o? Sau ce s-a întâmplat? Cum s-au mișcat? Care au fost jocurile pentru a reuși să-ți duci și mai departe afacerea, dar bănuiesc în principal să poți să îți ții oamenii aproape. Da. Pentru că această pandemie cred că a avut foarte, a avut un impact mai mare asupra companiilor care și-au pus oamenii în centrul preocupărilor lor. Da. Mai mult decât producția în centrul preocupărilor lor. Și impactul a fost pozitiv. Am avut și feedback din piață de-a lungul pandemiei, pentru că și rubrici pe care le scriu în presa scrisă și acolo am putut să stau de vorbă cu oameni din această industrie. Și feedback-ul lor a fost că atunci când am făcut switch-ul de la producție la oameni, lucrurile au început să meargă mai bine. Și vreau să te întreb dacă aceasta a fost și abordarea voastră sau dacă asta crezi că este soluția în acest moment. Să spun câteva lucruri. În 2017, industria de luxury însemna 123 de trilioane la nivel global. Iar în 2025, industria de luxury preconiza să prindă 25% din piața de online și 75% să rămână pe piața de luxury, retail, da, de retail, cea cunoscută, cea clasică. Și atunci și acum, pe primul loc, se află China, urmată de India, urmată de America, pe urma America de Sud, în care se întâmplă lucruri, după care Japonia, Rusia și alții jucători și țările nordice, care sunt niște jucători extraordinari. Ce înseamnă industria de luxury acum? A însemnat la sfârșitul acestui an, se preconizează că a căzut undeva la 60 de trilioane de dolari. Asta înseamnă că s-a înjumătățit. Aproape. Dar asta nu înseamnă că s-a oprit. S-a oprit timpul, iar oamenii au început să se reconfigureze. Practic, tot acest an este o lecție extraordinară despre cât de serios este business-ul tău.
dacă poți să-l reconfigurezi, dacă poți să supraviețuiești, dacă poți să-ți păstrezi echipa. Cred că în fiecare moment trăim acest challenge. Este o presiune extraordinară. Presiunea salariilor, presiunea muncii, presiunea vânzărilor pentru cine muncești, pentru că de data aceasta nu suntem doar noi cei vinovați și restul lumii care ne așteaptă să vindem, practic nu ai cum să, cui să vinzi, ba din contră începi să te restrângi doar la piața internă, pentru că nu ai cui să livrezi extern atunci când planeta brusc se închide. Să ne întoarcem chiar la ceea ce, la bună practică, la ceea ce tu ai făcut și la cum ai reușit să-ți păstrezi toți oamenii, întreaga producție și care sunt pașii pe care i-ai făcut până în acest moment, pentru că aproape dacă ar trebui să preconizăm cum vor sta lucrurile în următoarele 3-6 luni, Păi nu vor sta, nu cred că vor sta foarte rău, dar nu cred că vor sta nici extrem de optimist. Ce ai făcut tu în această perioadă? În prima parte, atunci când s-a declanșat pandemia, evident că ne-au trecut tot felul de gânduri să facem măști. Ne-am oferit ajutorul Ministerului Economiei să ne unim în clustere, să închiriem niște hale uriașe. Am așteptat utilajele ca să începem producția de măști. Nu am primit un răspuns rapid și atunci toți ne-am repliat, iar eu m-am dus acasă și am repornit ceea ce știam să fac, să fac rochii. Am făcut o colecție extrem de accesibilă pentru piața din Middle East, care este ușor mai deschisă lumii și ușor mai ușor de penetrat, poate, chiar și în momente mai grele. Am făcut o colecție accesibilă, le-am trimis-o tuturor clienților mei și am început să iau comenzi. După care, știind, urmau să se deschidă mall-urile, m-am gândit că ce rost are să stăm acasă în șomaj tehnic, ce rost are să o mai lungim atâta așteptând ce. Și ne-am strâns în atelier și am trecut să facem o colecție. Ne-am pus la punct site-ul în prima lună, ne-am făcut site-ul de vânzări pentru că până atunci aveam exclusivitate pe America cu un alt site și pe Italia cu showroom-ul nostru, ne-am făcut site-ul pentru vânzări pe România. Deci, practic, ne-am adaptat noilor reguli. Ți-ai căutat parteneri, am înțeles, cu care să poți să vinzi în România? Absolut. Și una peste alta am început să mâncăm încet încet din online, nu? Pe site-urile de vânzări care există în România s-au creat Romanian Corner, deci nu am abordat partea tradițională a oricărui producător, am preferat să fim alături de colegii mei designeri și producători români. Ne-am strâns și vindem și online pe platformele de vânzare, după care am început să facem presiuni ca să mergem la târgurile internaționale. Imediat ce am avut această posibilitate și târgurile s-au înfăptuit real. Și iată că ai reușit să prinzi, să bifezi două lucruri absolut semnificative în această ultimă perioadă. Ca niciun alt designer care s-a mobilizat, ai reușit să îți prezinți colecția în mod fizic, în perioada în care chiar se putea face acest lucru, respectând toate regulile, dar a fost o prezentare în aer liber absolut minunată. Deci ai reușit să bifezi un lucru important pentru afacerea ta și pentru a păstra atenția asupra brandului și ați mai reușit cu membrii federației să mergeți la târg. Ați prins așa pe ultima, sută de metri, v-ați mobilizat foarte repede și pe ultima sută de metri ați putut să prindeți această... Da, știi ce spune Bill Murray? Că atunci când faci o afacere și când vrei să ai succes, el fiind un actor de absolut de mare succes, este că atunci când urci pe scenă să fii pregătit să mori. Și nu odată, să mori de mai multe ori. Pentru că niciodată eșecul nu trebuie să te oprească. Și atunci cumva trebuie să existe o mobilizare permanentă.
Oricum, oricât de mare, oricât de mic, oricât de important te crezi, în fiecare secundă viața îți arată că există o fragilitate a lucrurilor pe care trebuie să fii pregătit să ți-o asumi și să o învingi. Nu mai sunt multe minute din emisiune, s-au scurs repede. Mai avem de spus lucruri. Mai sunt, așa este, sunt din păcate doar 5 minute au mai rămas și în aceste ultime 5 minute aș vrea să te pun în fața unei provocări. Dacă astăzi ai putea să schimbi lucruri care să poată să îmbunătățească industria pe care, iată, o cunoști în toate posturile, ce ai face? Dacă ai putea să faci recomandări, de exemplu, dacă federația ar fi astăzi chemată să facă recomandări și chiar să se țină cont de ele, care crezi că ar fi lucrurile care ar reuși să facă din această industrie una care să reușească să treacă cu bine perioada aceea? Foarte multe lucruri de făcut și chiar ieri o colegă de-a mea de breaslă, pe care o felicit și la care țin, și am prezentat cu ea pe scenă Nausica, lucrează, are o fabrică destul de mare cu aproape 300 de angajați, cred că, pentru branduri importante și are și linia ei de producție. Am aflat că va candida pentru Camera Deputaților și într-un fel m-am bucurat, pentru că femeile trebuie să aibă curaj și să se implice și în actul politic. Numai că va fi foarte greu, dar ea are copii mari, sunt absolut grozavi și sunt convinsă că va face față și cumva va mai fi un punct de sprijin pentru noi ceilalți. Pentru că tot timpul trebuie să existe un punct de sprijin și o generozitate în această industrie. Adică lucrurile trebuie puțin privite și cu fair play. Tu mă întrebi de ce aș face și o să spun o pildă absolut importantă, cred că, tocmai pentru că spuneam că îmi place să citesc istorie. La 1006, normanzii au cucerit Marea Britanie. Au cucerit Marea Britanie și timp de 20 de ani au făcut auditul oilor care se aflau în Marea Britanie. Pentru că oile valorau la momentul acela 80.000 de saci burdușiți cu lână de cea mai bună calitate, adică 60% din exportul de lână care se făcea la vremea aceea. Clienților cei mai importanți erau florentinii, care aveau cei mai buni meșteșugari, aproape 30.000 de oameni lucrau în acest domeniu și torceau această lână britanică de extrem de York, cea mai bună lână care exista la momentul respectiv, iar florentinii atunci au pus bazele acelui made in Italia. Atunci când faci totul cu bună știință de carte și cu o bună construcție a lucrurilor, și iată că normanzii, care erau niște barbari cuceritori, 20 de ani au făcut auditul a ceea ce puteau produce, asta înseamnă construcție de brand, construcție de brand de țară, iar brandurile înseamnă un bun național. Când un brand este de succes, înseamnă că aureola sa se revarsă și asupra brandului național, iar atunci când brandul tău construiește ceva, nu construiești doar pentru tine, construiești și pentru cei din jur. Pentru că tu poți fi o ancoră pentru brandurile mici. Dacă încheiem în această notă absolut constructivă, înțelegem că lucrurile se construiesc în timp, cu grijă, și atunci când arunci o piatră și atunci când spui o primă măsură, trebuie să o gândești pentru ca și cei care vor veni după tine și vor dori să te dărâme, să te cucerească și să facă lucruri noi, să aibă pe ce construi, nu neapărat să vină și să-ți dărâme munca. Mă bucur că este aceasta concluzia de astăzi. Mă bucur că am abordat și partea de afaceri, mă bucur că am abordat și partea socială. Am reușit puțin să atingem partea personală. Mama lui Alex și soția lui Florin. Cum reușește Clara să-și împartă viața între rolurile pe care și le-a ales?
Păi la ora 7 dimineața am încep ziua cu micul dejun, plec la atelier, după care la ora 4 redevin mama lui Alex și mă așez lângă el și fac teme. Am înțeles. Bănuiesc ca majoritatea femeilor de afaceri din România, pentru că... Sper din tot sufletul să fie așa, dar cred, asta mi se pare foarte important, pentru că îmi doresc ca și povestea lui Alex să se scrie cu la fel de multă seriozitate și determinare. Îți mulțumesc foarte mult. A fost o emisiune foarte importantă și pentru mine și sper că foarte utilă și pentru telespectatori. Vă mulțumesc foarte tare. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. De dăm întâlnire și săptămâna viitoare la Business Woman. La revedere! Niște industrie în care să, în care să tragem niște pacienților mei pasta.